S-a deschis primul tronson din noua variantă ocolitoare a municipiului Târgu Jiu începând de ieri, 23 aprilie. Tiriștii spun că șoseaua le este foarte utilă și că a decongestionat traficul din mai multe zone ale orașului. Foarte bună, foarte bună. Cum se circulă? Foarte bine, foarte bine. S-a descongestionat și traficul de la Dedeman, Carrefour. E ok totul. Bine, vin de la Motru. Nu mai circul pe acolo, să mai vin pe centru, să mai vin cu acolo. Atâția ani, da. Niciodată nu-i târziu. Da, sănătate. Ne scutește foarte mult de aglomerația de pe la Mol, de pe la... Primul tronson din varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu între localitățile Romanești, Bălești, Bârsești are 5 km și accesul se face prin intersecțiile tip sens giratoriu, iar legăturile cu DN67, zona Slobozia, se face printr-un nod rutier, prevăzut cu bretele de intrare și ieșire.